1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștuitori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Doamne, cum să-ți mulțumim că din niște oameni fără căpătâi, fără cunoștință, fără drept de cetățenie în Israel, în îndurarea și în bunătatea ta, ai găsit o zi în care ne-ai transformat într-o împărăție de preoți și ne-ai chemat să vestim lucrările tale minunate și puterea ta minunată, care ne-a scos din întuneric la lumina ta veșnică. Doamne, te rog frumos, binecuvintează cuvintele acestea, care n-am vrea să fie cuvintele noastre, ci cuvintele tale. Și am vrea ca aceeași putere pe care au avut-o cuvintele tale de a crea un univers nou și o lume nouă, acum să se manifeste, Doamne, în crearea unor vieți noi, în schimbarea vieților noastre. Doamne, te rugăm frumos să pui în noi o inimă ascultătoare, un duh liniștit, dorința de a nu fi doar ascultătorului tu ce ai cuvântului tău, ci împlinitori cu fapta. Doamne, te rog să-i binecuvintezi pe cei care ne urmăresc pe internet și care poate sunt bolnavi acum și ar vrea să fie cu noi și nu pot. Doamne, te rugăm să le dai sănătate. Te rog să le dai putere, încredere în Tine, Doamne, și fie ca cuvintele pe care le aud să aducă bucurie și binecuvântarea Ta în viețile lor. Doamne, mulțumim pentru cei ce sunt împreună cu noi și care Te caută. Doamne, te rog să Te lași găsit și de ei. Doamne, așteptăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea te rog să mă binecuvintezi și pe mine, să-mi dai cuvinte potrivite și o atitudine duhovnicească. Binecuvintează inimile celor ce ascultă cuvântul Tău și fie ca fiecare inimă să fie una bună înaintea Ta, în care cuvântul Tău să aducă rod însutit în viețile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră, aveam emoții că voi ajunge, Simona este bolnavă, a făcut două teste, deocamdată e negativ totul, dar mă rog ca Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească pe fiecare dintre noi de toate formele acestea de răceală, care nu mai știm bine ce sunt, dar uneori ne țintuiesc la pat. Ne rugăm și pentru familiile din adunarea noastră, care nu sunt puține și care sunt bolnave acum, Dumnezeu se atingă de ele și să ne păzească și să ne ferească pe fiecare dintre noi. Dragilor, continuăm călătoria noastră în cartea 1 Petru și
începem partea de aplicativă a cărții. Până aici, Apostolul Petru ne-a vorbit foarte mult despre cine suntem noi prin Harul lui Dumnezeu, cine este El pentru noi în bunătatea Lui, identitatea noastră pe care trebuie să ne-o asumăm cu toată responsabilitatea în viața aceasta. Din punctul acesta al cărții, încep lucrurile foarte practice și concrete. Și atât de frumos introduce Petru partea aceasta, cu cuvântul acesta pe care ne place să-l auzim fiecare dintre noi. Prea iubiților, prea iubiților, dragii mei, e atât de minunat să știm că suntem iubiți de cineva, dar mai ales atât de important să știm că suntem iubiți de Dumnezeu. Și ori de câte ori Dumnezeu se apropie de noi și ne vorbește, El face lucrul acesta din dragoste. Mi-aduc aminte de perioada în care călătoream cu copiii spre școală dimineața și de multe ori, încercând să-i ajut să înțeleagă cât de mult îi iubesc, foloseam următoarea exprimare. Dragii mei, noi vă iubim, dar știți cine vă iubește mai mult decât vă putem iubi noi? Și răspunsul în cor era Domnul. E foarte important lucrul acesta, dragii mei. Și în dimineața aceasta, în momentele acestea, vă invit să luați cuvintele pe care le aduc în fața dumneavoastră din Sfânta Scriptură, ca un mod al lui Dumnezeu de a ne arăta dragostea și prețuirea. O dragoste care întotdeauna caută să protejeze, dragii mei. Dragostea adevărată protejează și noi trebuie să învățăm într-un mod, să iubim într-un mod biblic, într-un mod adevărat. Dacă spunem că iubim pe cineva, trebuie să facem tot ceea ce putem să protejăm persoana respectivă. Fie că e vorba de copii, de soți, de frații din adunare, de oamenii din jurul nostru. E atât de ușor să faci declarații verbale, să spui te iubesc, te prețuiesc, dar cât de mult îl sfătuiești, cât de mult îți pasă de ce se întâmplă în viața persoanei respective, cât de mult ești gata să-i spui lucruri dureroase. Zilele acestea am avut o întâlnire cu cineva și am simțit că trebuie să-i spun lucruri care mi era tare greu să le spun. Și mă așteptam să riposteze, să atace. Și după câteva secunde de liniște îmi spune, doar tatăl meu mi-a mai spus lucrurile astea până acum. Prea iubiților, spune Petru, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Acum, ideea aceasta că noi suntem niște străini și călători, Pavel a lansat-o prin Duhul lui Dumnezeu chiar la începutul cărții, în primele versete, dacă mai țineți minte. Versetul 1, Petru, apostolul lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Acum, e foarte important să înțelegem conceptul acesta sau așa cum îl gândește Petru când vorbește celor cărora le transmite, pentru că ideea este foarte, foarte puternică și este exprimată sau se înțelege prin această expresie de străini și călători, ca oameni locuitori străini care se află într-o misiune oficială. Repet, nu-i vorba de oameni care se plimbă și sunt într-o excursie, ci străini care locuiesc într-o parte a lumii având o misiune oficială. Când Petru vorbește despre străini și călători și le spune ceea ce le spune, le spune ca unor oameni care trebuie să înțeleagă că sunt acolo unde sunt doar pentru puțină vreme și cu o misiune foarte clară din partea lui Dumnezeu pentru ei. Mi-aduc aminte de un moment special din viața mea în care Dumnezeu m-a scos din zona mea de confort. Și să știți că dacă chiar vrem să creștem în viața asta, trebuie să fim disponibili să facem uneori schimbări care nu sunt deloc confortabile, pentru că așa ne dezvoltăm, așa creștem. La un moment dat, în biserica din Bacău, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin frații din biserică, s-a născut ideea și chiar au început să apară, să zic, lucruri foarte concrete legate de provocarea de a intra în penitenciar ca să vestim Evanghelia deținuților din
din penitenciarul din Bacău. Acum, eu crescând copil cu minte acasă, neavând niciodată contact măcar cu astfel de oameni, teoria suna bine, dar când mă gândeam că trebuie să intru în penitenciar, mă treceau fiorii. Dar a venit și vremea aia. Și a trebuit să facem un instructaj foarte serios înainte să intrăm în penitenciar. A venit vremea să intrăm acolo. Acum, nu știu, câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată în penitenciar, nu ca deținuți, ci ca vizitatori? Vă rog să vă ridicați mâna. Sunt câteva mâini. Slavă Domnului! Intri într-o lume nouă, total diferită, sau în mare parte diferită de lumea de afară. Sunt o serie întreagă de reguli de care trebuie să ții cont. Anumite lucruri pe care poți să le faci în raport cu cei de acolo și lucruri care nu poți să le faci. Și instructajul era foarte clar. În caz că vei călca vreuna din regulile de acolo, ai șanse să rămâi acolo. Și trebuie să vă spun cu durere că au fost dintre noi care n-au luat în serios acele avertizări. Dumnezeu a fost bun și n-au rămas acolo, dar s-au creat multe complicații și am pierdut oportunități. Pentru că unii dintre noi au crezut că își pot permite să nu țină cont de sfaturile pe care le-am primit în momentul în care am intrat ca și ambasadori al lui Dumnezeu într-o lume fără Dumnezeu, în mare parte. Aș vrea să vă imaginați scena aceea în care trebuie să intrați într-o astfel de lume. Pentru că ceea ce face Petru este foarte asemănător aici. Voi sunteți într-o lume diferită de lumea voastră, le spune Pavel, Petru credincioșilor. Și vreau să vă dau câteva sfaturi importante pe care trebuie să le luați foarte în serios. Și ce face Petru? Începe să ne dea o serie întreagă de sfaturi foarte prețioase, pe care dacă le vom lua în serios, ne va fi bine, dar dacă vom crede că Dumnezeu va face vreo excepție sau noi suntem o excepție, lucrurile se vor complica cumplit în viața noastră. Și primul sfat pe care îl dă Petru, prea iubiților lui, pe care vrea să îi ajute din nou să înțeleagă că sunt doar niște străini și călători în lumea aceasta, adică locuiesc temporar cu o misiune specială, primul sfat este atât de simplu, atât de clar și atât de mult ignorat de fiecare dintre noi. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dragii mei, noi avem de dat un război. Dar e important să te lupți lupta cea bună și să înțelegi că sunt războaie în care nu are rost să intri. Și unul dintre aceste războaie este un război inutil în care ne putem trezi fiecare dintre noi pentru că nu înțelegem cât de periculos este să ne jucăm cu poftele firii noastre pământești. În capitolul 4, versetul 3, din 1 Petru, el dezvoltă mai mult la ce se referă, pentru că în textul acesta nu ne dă foarte multe detalii, decât ne avertizează legat de pericolul pe care îl prezintă poftele firii pământești, care pot să ne ducă într-un război interior cumplit. În capitolul 4, de la versetul 3, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la acest potop de desfrâu și vă batjocoresc.
dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morți. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dragii mei, lucrurile din care am ieșit în momentul în care Dumnezeu s-a îndurat de noi vor reprezenta pentru noi permanent o ispită să ne întoarcem înapoi de unde am ieșit. Sau se poate ca poftele acestea ale firii noastre să ia și într-un fel forme noi, mai rafinate, mai subtile. Dar dacă analizăm cuvintele, așa cum le folosește Petru aici și în capitolul 4, ne dăm seama că Petru se referă în mod deosebit la ispita în care am trăit înainte, și anume a ne permite să trăim într-un mod dezonorant în public, în fața altora. Nu știu dacă ați sesizat tensiunea din capitolul 4. Oamenii se miră că nu mai sunteți acolo împreună cu ei, în aceeași lume în care ați fost odinioară. Și ispita permanentă cu care trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi, într-un fel, sau să spunem stop, este această tendință de a ne întoarce la un mod firesc, păcătos, dar și public de a trăi. Cu alte cuvinte, e foarte important, dragii mei, să înțelegem că tot ceea ce facem noi și este văzut de o lume care nu-L cunoaște pe Domnul, ne dezonorează și pe noi, și pe Domnul, și poporul Domnului. Și aici aș vrea să mă refer la un fenomen pe care probabil că Petru nu l-a experimentat atunci, deși cred că nu e mare diferență. Neglijența cu care uneori ne afișăm pe internet în anumite ipostaze care vorbesc despre opțiunile noastre firești, tendințele noastre păcătoase, și ajungem să nici nu mai dorim să le ascundem, ci să le afișăm public. Aș vrea să vă uitați foarte, foarte atent la ce postați pe internet, dragii mei. La felul în care vă pozați pe Facebook. Vă mărturisesc că au fost momente în care îmi venea să mă bag sub pământ, văzând pozele unora dintre dumneavoastră, ba de la concedii, ba de la petreceri. Dragii mei, poate nu vă dați seama, dar ispita de a da curs acestui fel de a trăi, în primul rând, aduce o tensiune interioară cumplită, sau ar trebui să aducă, un război interior. Observați ce spune Petru aici: poftele firii pământești, trebuie să te ferești de ele, pentru că ele se războiesc cu sufletul nostru. Dragii mei, terenul pe care se dau bătăliile spirituale este sufletul nostru. Și în momentul în care eu dau curs poftelor firii mele pământești, fie nascuns, fie deja ajung nici să nu fie rușine de lucrurile alea, eu devin inutil pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu am cum să lupt și lupta bună și să mă lupt și cu păcatul care a început să-mi placă deja. Vrei să-ți poți finaliza cu bine călătoria? Vrei să-L poți reprezenta cu cinste pe stăpânul tău în misiunea pe care ți-a dat-o?
Ești chemat să fii aproape de oameni, dar nu ca oamenii în lumea, în lumea care trăiești. Noi trebuie să înțelegem foarte bine lucrul acesta, dragii mei. Suntem chemați să fim în lume, dar nu ca lumea. În Roman 13 cu 14, Pavel dezvoltă aceeași idee și spune următoarele cuvinte. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Iar în Corinteni, capitolul 10, tot Pavel, făcând referire la călătoria poporului Israel, începând cu versetul 6, spune că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit și ei. Și este o listă întreagă de pofte cărora le-a dat curs. Cârtirea, curvia, idolatria, nemulțumirea. Toate acestea au fost tendințe firești, păcătoase, pe care nu le-au oprit, cu care nu au încheiat și n-au făcut altceva decât au stârnit războaie interne, interioare, în viața lor, în poporul lui Dumnezeu, a slăbit puterea poporului de a lupta cu adevăratul vrăjmaș și a decalat enorm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și intrarea în țara promisă. Dragii mei, când Petru, cu toată dragostea, ne dă sfatul acesta, noi trebuie să luăm aminte. Ce se întâmplă în sufletul tău chiar acum? În mintea și în inima ta, care au fost lucrurile care ți-au absorbit toată atenția săptămâna ce a trecut? Te-ai luptat pentru mântuirea cuiva? Te-ai luptat pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu? Sau te-ai luptat cu poftele și păcatele din viața ta? Dacă ai venit aici după o săptămână de zbateri sufletești cu poftele, cu luptele tale, cu păcatul din jurul tău, ai făcut un lucru bun. Dar vreau să spun că puteai veni aici, prin harul lui Dumnezeu, zburdând, bucuros, celebrând prezența lui Dumnezeu din întreaga săptămână în viața ta, plin de bucurie și dorința de a povesti altora lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu prin cuvintele tale, prin faptele tale. Dragii mei, când vom veni în felul acesta, în locul acesta, va zbura tavanul. Oamenii care vor intra aici se vor prăbuși, cum zice tot Pavel în Corinteni, copleșiți de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă venim fiecare în locul acesta ca niște răniți, înfrânți, și, dragii mei, în lupta asta a sufletului cu firea pământească, cu păcatele, cu poftele, nu ai cum să ieși fără răni, fără suferință, fără pierderi. Întotdeauna când începi să dialoguezi, să negociezi cu diavolul, pierzi. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, îi spui, înapoi a mea, Satano. Eu am avut ani întregi în viața mea, în care am venit la biserică frânt, obosit, dezgustat, dezamăgit, trist, pentru că pierdeam bătălie după bătălie. Și mi-era rușine să mă înfățișez înaintea Domnului împreună cu poporul lui.
Vă sfătuiesc, dragii mei, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cum poți să te ferești? Ce poți să faci? Pavel ne-a spus în Romani, nu purta de grijă firii pământești ca să nu-i trezești poftele. Poftele astea sunt ca niște semințe de buruieni în viața noastră, care dacă nu le scoți la timp și nu intervii la timp, te năpădesc într-atât încât nu mai înțelegi nimic din viața ta. Așa că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este ca ori de câte ori observi câte o buruiană de genul acesta, când remarci în tine o atracție într-o direcție sau alta, când vezi că ai început să cochetezi cu ideea de a te uita poate unde nu trebuie, de a te gândi la cine nu trebuie, de a mai încerca ceva ce în trecut ai zis nu-i bun, e păcătos, trebuie să mă las de lucrul acesta. Vino cu lucrul acela înaintea lui Dumnezeu și cere putere, cere eliberare. Inundă-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Am mai folosit expresia asta și cred că nu e una greșită. Devine cuvântul lui Dumnezeu ca un ierbicid pentru mintea noastră, care ucide din fașă orice instinct, orice dorință, orice tentație într-o direcție greșită, care aduce un război sufletesc inutil în viața noastră și care ne dezaxează complet și ne face inutil pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu ai cum să lupți luptele lui Dumnezeu în timp ce tu te lupți cu păcatul. Aduceți-vă aminte de Samson, care a crezut că le poate face pe amândouă, care a crezut că poate fi și judecător în Israel și în același timp să țină el în frâu și dorințele astea și să dea drumul numai cât e un pic, cât crede el că e în siguranță. Și că nu va avea victime prea mari sau efecte colaterale prea mari. Și a venit un timp în care nu le-a mai putut stăpâni și a fost luat de val complet. Aduceți-vă aminte de David, care în loc să meargă să lupte luptele Domnului atunci când toată lumea a ieșit la luptă, el a ales să poarte de grijă firii lui pământești, să stea, să se cocoloșească, să se odihnească și să privească ceea ce nu era de privit pentru el. Și avem psalmii de pocăință care descriu acea luptă interioară, acel război al sufletului în care spune el, până n-am deschis gura, simțeam că mă topesc, că mi se usucă oasele în mine. Mi-e scârbă de mine. Dragii mei, ca niște ambasadori ai cerului, haideți să nu luptăm lupte care nu ne privesc pe noi și care nu ne ajută și care ne slăbesc și ne distrug puterea și misiunea și eficiența. Să ne luptăm lupta cea bună a credinței, nu lupta sufletului cu poftele firii pământești care ne scot complet din împărăția lui Dumnezeu, din schema lucrării lui Dumnezeu, pentru că ne fac inutili. Pentru că nu mai ai putere să deschizi gura să spui altora Evanghelia, nu mai ai putere și resurse să vii să slujești poporul lui Dumnezeu, să slujești pe alții. Pentru că ești rănit, ești lovit, ești ucis în sufletul tău de poftele care au pus stăpânire pe tine. Al doilea sfat îl găsim în următorul verset. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dacă primul sfat am putea să-l reformulăm, fii vigilent, fii atent, fii pe fază, fii în gardă tot timpul, nu lăsa garda jos niciodată, următorul sfat l-am putea reformula în felul următor. Poartă-te frumos. Poartă-te frumos în mijlocul oamenilor în care te-a pus Dumnezeu. Mai sus, în paragraful anterior, Pavel spunea că Dumnezeu ne-a făcut un popor sfânt. Un popor sfânt. Nu un popor ciudat.
ci un popor sfânt. Așa că chemarea aceasta de a avea o purtare bună în mijlocul neamurilor e de fapt chemarea de a ne purta sfinți, dar și îndurători. Și harul de care am avut noi parte și avem parte în fiecare zi, să fim gata să-l arătăm și celor de lângă noi. Bunătatea cu care Dumnezeu s-a purtat față de noi, să o manifestăm și noi, celor de lângă noi. Domnul Iisus spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Voi aveți în voi o putere de a face diferență în lumea asta, dragii mei. Dumnezeu a pus în noi puterea aceasta. În momentul în care ne-a făcut copii ai Săi, în momentul în care ne-a șters toate păcatele, în momentul în care ne-a pus în poporul Său și ne-a făcut o împărăție de preoți și a ales să locuiască în noi, El a pus în noi puterea Lui de a fi diferiți și de a face o diferență în lumea asta. E foarte important să fim văzuți. Și vedeți aici din nou argumentul din punctul celălalt, anterior. Da. Petru este foarte preocupat de ce văd oamenii la noi. Văd oameni care se simt atrași înapoi în aceeași lume din care au ieșit? Sau văd oameni schimbați? Oameni sfinți, dar și oameni buni cu cei de lângă ei. Vom fi vorbiți de rău. Copiii lui Dumnezeu întotdeauna au fost vorbiți de rău. Au fost înțeleși greșit, au fost pricină de iritare și de disconfort pentru oamenii din lumea aceasta. Și pentru ei cea mai bună armă este să vorbească de rău. Dar arma cea mai bună pe care noi o avem nu este să intrăm într-un dialog în care să încercăm neapărat să le demonstrăm logica greșită a lor sau argumentele lor slabe. E cea mai bună armă pe care copiii lui Dumnezeu o au într-un context în care sunt vorbiți de rău, sunt persecutați. Sunt faptele bune, dragii mei, pe care oamenii le văd. Câți oameni te-au văzut făcând o faptă bună săptămâna trecută? Eu mi-am pus întrebarea aceasta și nu mi-a plăcut răspunsul care l-am dat. Pentru că trăiesc așa într-o bulă foarte mult timp. Așa, protectoare și doar place să fiu cu dumneavoastră și între membrii bisericii, dar chemarea lui Dumnezeu și pentru mine și pentru noi ca adunare este să fim în lume făcând fapte bune care să fie văzute de alții. Fapte bune pe care le facem noi în mod individual acolo unde suntem și fapte bune pe care le face biserica în societatea în care suntem. Lumea trebuie să ne perceapă nu ca niște ciudați, ci ca oameni pasionați de binele celor de lângă ei. Una din cele mai mari bucurii pe care le-am avut a fost la o ședință la primărie în Bacău, în care au fost invitați primarii și celorlalte județe de pe lângă, și primarul din Mărășești a depus mărturie, a povestit tuturor primarilor care erau adunați acolo ce mult s-a schimbat comunitatea lor în momentul în care cartierul de romi în mare majoritate s-a întors la Domnul. Nu mi-a venit să cred. Am lăudat pe Domnul. Un om necredincios de altfel, el nu era de al nostru, cum zicem noi. Dar a povestit tuturor primarilor adunați acolo în ședința aceea în care am fost invitați și reprezentanții cultelor. Cum s-a schimbat societatea lor, comunitatea lor?
Cât de puține probleme au cu infractori, pentru că nu mai sunt infractori. Pentru că oamenii aceia s-au întors sincer la Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar fi o ședință de consiliu la Cluj și oamenii ar trebui să fie întrebați, ce știți voi despre pocăiți? Nu ar trebui să poată spune doar că au clădiri diferite, că se îmbracă diferit, că au, nu știu, slujbe multe și toată ziua la biserică. Nu-s lucruri rele, nu zic că e rău lucrul acesta. Dar dacă nu pot să spună despre noi, oamenii ăștia fac o diferență în societatea în care trăiesc. Oamenii ăștia sunt implicați în nevoile oamenilor din comunitatea noastră. Dragii mei, ne ratăm misiunea. Asta spune Petru. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Aici o discuție destul de mare între exegeți la care zi se referă Domnul aici. E vorba de ziua cercetării lor, tot ce e posibil, și să dea Dumnezeu ca tot mai mulți oameni să fie cercetați de El prin ceea ce văd în viața noastră, ar cei mai mulți sunt de părere că de fapt este vorba de momentul în care Dumnezeu va veni să-și cerceteze biserica. El să fie onorat prin ceea ce mărturisesc cei care nu-L cunosc pe El despre poporul Lui. Fii vigilent, poartă-te frumos. Respectă legea locală. Este următorul paragraf. Și lucru pe care cred că l-am experimentat fiecare dintre noi atunci când ne-am dus în străinătate, în orice altă țară din lumea asta. Când intri în țara respectivă, trebuie să ții cont de legile locului. Și noi, deși suntem străini și călători, trăim într-o societate care are legile ei, are rânduielile ei și pe care ar fi bine să nu le ignorăm sau să nu neglijăm. Versetul 13 și 14 și 15. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca în alt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștuitori și proști. De ce să mă supun autorităților? Nu ca să le fac lor pe plac, spune aici Petru, ci pentru Domnul, ca să-i fac pe plac Domnului. Să respect legile statului, rânduierile corecte dintr-o societate. Fac lucrul acesta în primul rând de dragul Domnului și apoi binele altora. Ce fel de legi trebuie să respectăm? Regulile fundamentale stabilite de guverne pentru a stăpâni răul din societate. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să-și reconsidere într-un fel atitudinea față de legile statului. Un stat drept, un stat just. Voia lui Dumnezeu este ca noi să respectăm legile statului în care locuim. E adevărat că se pot întâmpla uneori să trăim în state care fac abuzuri sau care dau legi ce contravin rânduielilor lăsate de Dumnezeu prin creație. În situații ca acestea, avem libertatea să ne opunem și să nu ne supunem. Vă dau câteva exemple. Moașele din Egipt. Faraon a decretat ca toți copiii de parte bărbătească a evreilor să fie uciși. Ele au refuzat și Dumnezeu i-a binecuvântat. Daniel, săptămâna aceasta, la rugăciune, am citit despre el, a refuzat să se închine acelui idol, acelui stâlp ridicat în onoarea împăratului. A trecut prin ceea ce a trecut, dar la final Nebucadnețar
atât de clar și de frumos spune despre el și recunoaște. S-a încrezut în Dumnezeul lui, a călcat porunca împăratului și și-a dat mai degrabă trupul decât să slujească altui Dumnezeu. Iar Petru, când stă în fața Sinedrului, spune, judecați voi singuri. Dacă trebuie mai degrabă să ascultăm de voi, care ne-a spus să nu mai propovăduim decât de Domnul care ne-a spus să propovăduim. Dar, dragii mei, astea sunt excepțiile care întăresc regula. Regula lăsată de Dumnezeu este, așa cum am citit, supunerea, și Pavel dezvoltă și el aceeași idee în Romani, capitolul 13, unde spune, de la versetul 1, oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea lauda de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cei ce fac rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci din pricina cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui dați birul, dați-i birul, cui dați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Rolul conducerii administrației locale sau centrale nu este doar de a administra resursele țării, ci este de a pedepsi și de a pedepsi răul și de a da legi care să limiteze răul din societate și de asemenea de a promova sau de a lăuda pe cei ce fac binele. Așa că atunci când ne rugăm pentru mai marii noștri, trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciune pentru ei, să dea legi drepte. Să ducă la îndeplinire pedepsele rânduite pentru neascultare. Știți că în Eclesiastru spune la un moment dat că răul se extinde repede pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea împotriva răului. Și știm, din păcate, situații în care se lungesc procesele atât de mult până când se prescriu faptele și toată lumea scapă fără să fie pedepsit. Dragii mei, nu așa dorește Dumnezeu să funcționeze rânduiala statului. Acum, ce să faci? În primul rând, poți să te rogi, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Și apoi, dacă Dumnezeu îți deschide uși, implică-te. Vrem schimbarea politicienilor corupți. Cu cine? Unde sunt oamenii aia necorupți? Dacă nu ar trebui să se ridice din casele noastre, din adunările noastre. Oameni care țin la dreptate și la justiție de dragul lui Dumnezeu, nu de dragul unui câștig mai bun sau unor avantaje mai bune. Ce să fac în călătoria aceasta în care sunt cu o misiune specială din partea lui Dumnezeu? Să fiu foarte vigilant, să nu mă compromit singur, cedând poftelor din viața mea. Cât depinde de mine să fac bine și să fac bine tuturor oamenilor, să nu-mi fie frică să mă afișez cu binele pe care îl fac. Pentru că, dragii mei, asta e calea lui Dumnezeu, de a schimba mințile oamenilor lui Dumnezeu, oamenilor împotrivitori lui Dumnezeu. Tot Pavel spune,
Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, faceți bine celor ce fac răul. Făcând astfel, adunați cărbuni aprinși pe capul lor. Acum, în mintea mea și probabil la multora dintre dumneavoastră, ani de zile, expresia asta era un fel foarte, nu știu, comic de a te răzbuna corect. Adică să pui niște jar acolo și mi-imagineam eu ce înseamnă să porți jar pe cap, cum arăți tu după ce... Dar nu despre asta e vorba, dragii mei. Asta e un alt fel de a ne răzbuna. Și acolo e vorba despre trezirea conștiinței omului respectiv. Adică înceapă să apară lumina în mintea lui și să înțeleagă că nu-i bine ceea ce face. Cât de rău este înaintea lui Dumnezeu și pentru societate să trăiești, să promovezi o viață coruptă, desfrânată și cât de mult bine se poate întâmpla într-o societate în care oamenii încep să gândească altfel și să trăiască altfel. Respectă legile țării în care trăiești. Asta e voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. De dragul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl putem face în multe moduri. Ne angajându-ne în discuții și dispute nesfârșite, rugându-ne pentru ei, sprijinind și întărind orice inițiativă bună din partea lor. Ultimul lucru, în versetul 16, folosește-ți corect libertatea pe care o ai. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Aici Petru nu dezvoltă doctrina libertății, ci ne avertizează că putem să o înțelegem greșit și să o folosim greșit. Libertatea pe care am primit-o în Hristos. Și spune să nu faceți din ea o haină a răutății. Și este imaginea unei mantii pe care o porți deasupra, care arată bine, dar sub mantie ai un pumnal. Și se folosesc oamenii de ideea de libertate pentru ca să poarte pumnalul sub ea. Purtați-vă ca niște oameni liberi. Mulți dintre cei care auzeau cuvintele acestea erau sclavi fizic, erau robi cuiva. Și Petru spune, în mintea voastră, în inima voastră, aveți o atitudine de om liber. Nu aveți o mentalitate de sclav sau scăpați de gândirea aceea de rob, așa cum poporul Israel a trebuit să scape în perioada aia până să intre în țara promisă, de mentalitatea de sclav. Dar să nu înțelegi greșit libertatea asta, că poți să faci ce vrei, ci dimpotrivă, folosește-ți libertatea pentru ceea ce ajută pe alții, nu ceea ce ucide pe alții. Și nu la întâmplare folosesc acea formulă la final. Suntem liberi să facem doar voia Domnului. Textul se încheie cu versetul 17, ca un fel de rezumat și încapsulează totul în trei principii simple, dar importante. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă Dumnezeu, dați cinste împăratului. Respect, dragoste și reverență. Dacă înveți să dezvolți trăsăturile astea de caracter, modul acesta de a gândi și de a acționa în lume te va scăpa de multe, multe rateuri, greșeli. Este folosit cuvântul respect în două direcții. Cinstiți pe toți oamenii, dați cinste împăratului. Când le pui cele două împreună și te uiți la forma lor în greacă, înțelegi următorul lucru pe care a vrut să-l transmită Petru. Nu-l trata pe împărat ca pe orice om, ci tratează orice om ca pe un împărat. Poartă-te regește cu oamenii din jurul tău. Cu oamenii care nu-L cunosc pe Domnul.
cu oamenii cu care interacționezi în fiecare zi, cu oamenii de la serviciu, cu cei din jurul tău. Tratează-i regește pe toți. Iubiți pe frați. Și acolo este folosit acel cuvânt pe care cei mai mulți îl știm, agape. Și 1 Corinteni 13 ne învață ce înseamnă să ne iubim în biserică, să credem totul, să nădăjduim totul, să suferim totul, să sperăm totul, să acoperim totul. Temeți-vă de Dumnezeu. Nu este vorba de acea teamă care te paralizează atunci când intri în prezența cuiva care domină totul, ci este acea reverență sau acel respect pe care îl are un copil față de tatăl lui, pe care îl adoră, pe care îl privește cu mare respect, dar știe că în momentul în care calcă regula pe care a stabilit-o tata, s-ar putea să dezlănțuie furtuna. Despre astfel de respect este vorba aici. Această temere de Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu ca de tatăl tău, ca de cel care știi că te-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurului fiu pentru tine, dar să știi că în momentul în care alegi neascultarea de el, mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui împotriva ta. Pentru că el este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu de trei ori sfânt. Așa că, dragii mei, ca străini și călători, ca oameni care avem o misiune specială încredințată de Dumnezeu în lumea aceasta și care e foarte important să nu ne amestecăm cu lumea în care trăim. Apropo, o paranteză, am auzit despre un ambasador al Israelului în România care la un moment dat s-a îndrăgostit atât de mult de România încât și-a cumpărat o proprietate în România. Și în momentul în care statul a auzit Israel că el a cumpărat o proprietate în România, imediat l-au revocat din funcție. Pentru că au considerat că a uitat că el este acolo ca reprezentant al celor care l-au trimis. Așa suntem și noi, dragii mei. Asta nu înseamnă că nu putem avea proprietăți, dar tot ceea ce ne dă Dumnezeu să folosim în așa fel și să ne legăm atât de mult de ele, încât să înțelegem că oricând Dumnezeu are libertatea să ne scoate, să ne mute în altă parte și să facă cu noi altceva și să nu ne legăm de nimic și de nimeni aici pe pământ mai mult decât de Domnul nostru, pe care trebuie să-L iubim, să-L respectăm și să-L ascultăm. Amin. Dragii mei, ca și concluzii finale, suntem într-un război interior sau putem intra într-un război interior atunci când nu veghem și dăm curs poftelor noastre. Asta, în momentul în care vom ceda, ne va face să ne pierdem puterea, pacea, timpul, eficiența, binecuvântarea. Mărturia noastră publică este foarte importantă. De aceea foarte mare grijă ce facem, ce postăm, cum ne manifestăm în public. Văd oamenii în noi doar o fascinație față de mizeriile lumii acestea? Sau văd în noi oameni care reprezintă pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care înțeleg că sunt aici să ducă mai departe interesele lui Dumnezeu, agenda lui Dumnezeu? Oare autoritățile au pentru ce să te laude sau să mă laude? Dacă ar trebui să ne prezentăm în fața lor, ar avea pentru ce să ne onoreze? Cinstește, iubește și teme-te. Și nu uita că ești liber numai să faci voia Domnului. Amin.